Astăzi a fost zi de sărbătoare și în municipiul Satu Mare, unde Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena și-a sărbătorit ocrotitorii. Sfânta liturghie a fost oficiată la demisolul locașului de cult de preasfințitul părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului. Peste 2000 de credincioși au participat astăzi la hramul Bisericii Sfinții Împărați Constantin și Elena din Satu Mare. Sfânta liturghie a fost oficiată de preasfințitul părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului. Această biserică în care ne aflăm are dimensiuni de catedrală și am slujit la demisol, iar în partea de sus Biserica Mare este pregătită pentru a fi înveșmântată în pictură. Dumnezeu și Maica Domnului să binecuvinteze pe părinții slujitori acestei frumoase biserici, Consiliul Parohial care trudește și se implică în buna desfășurare a activităților duhovnicești și filantropice pe care le desfășoară această parohie și părinții slujitori, pentru că împreună cu părintele protopop Ioan Socolan mai slujesc doi părinți, părintele Gabriel Gorgan și părintele Tiberiu Vălan, și desfășoară aici o amplă activitate duhovnicească și social-filantropică pentru nevoiași și pentru cei care se găsesc în diferite imposibilități de a-și câștiga pâinea cea de toate zilele. Pentru toate, mulțumim lui Dumnezeu, a fost o zi minunată, încărcată de har, de binecuvântare și de lumină sufletească. Dumnezeu să le dea sănătate tuturor celor care poartă numele Sfinților Împărați Constantin și Elena. Răspunsurile liturgice au fost date de corul mixt al parohiei. La finalul Sfintei Liturghii, părintele paroh Ioan Socolan, care este și protopop de Satu Mare, i-a mulțumit ierarhului pentru slujire, amintind de ajutorul primit de la Sfinții Împărați în edificarea acestei biserici. Momentul este foarte, foarte important pentru noi. Pentru că întâlnindu-ne aici, în comuniune, în glas de rugăciune și de cântare, în primul rând, îl preaslovim pe Dumnezeu, apoi pe Maica Sfântă, pe Sfinți, deopotrivă pe Sfinții Împărați Constantin și Elena, după cum bine a spus, întocmai cu apostoli, pe care noi i-am luat ca și ocrotitori ai acestui sfânt lăcaș. Nu știu dacă am spus până acum sau nu am spus, când am ales acest ram pentru biserica noastră, m-am consultat cu părintele Pop Gheorghe, cel ce a fost slujitor cu mine până în 2007, și cu Consiliul Parohial. Și ne-am convins unii pe alții că este bine să luăm ca protector pentru biserica ce vroiam să o construim pe Sfinții Împărați. Biserica ocrotită de Sfinții Împărați Constantin și Elena din Satu Mare a fost construită cu mare eforturi pe un teren nisipos din Albia Veche a râului Someș. În prezent, construcția bisericii este terminată urmând a fi pictată.